Potrivit lui Carmen Șerban, fosta soție a lui Prigoana a fost profund șocată când a aflat despre moartea lui, schimbându-și complet expresia și albindu-se la față. Cuprinsă de emoții, a început să plângă și să tremure. Carmen Șerban a afirmat că această reacție trădează sentimentele pe care Adriana le-ar fi păstrat pentru fostul ei soț, sugerând că l-a iubit întotdeauna. Vestea i-a fost transmisă Adrianei Bahmuțianu, inițial, de o persoană din cercurile fostei securități, iar ulterior bruneta a fost contactată de presă pentru a confirma tragedia. Primul gest al vedetei, imediat după ce a aflat ce s-a întâmplat, a fost să-și sune copiii pentru a verifica dacă tatăl lor se află în casă. După acest moment, Adriana și-a exprimat intenția de a-i lua pe Maximus și Eduard la ea acasă. Inițial, această dorință părea să fie acceptată, dar situația s-a schimbat în mod surprinzător după câteva ore. Fosta soție a aflat că nu va putea să-și ducă planul la bun sfârșit, fiind refuzată să ia pe copii. Carmen Șerban a încercat să ia apărarea Adrianei Bahmuțianu în fața criticilor primite de la diverse persoane din online în această situație tensionată, legată de obținerea custodiei copiilor după moartea lui Silviu Prigoană. În ziua de 12/11/2024 și la ora decesului lui Silviu Prigoană, Adriana a fost anunțată între ora 15:15 și ora 15:45 de minute. Eram toate trei în mașina mea. Eu, Adriana și nepoata mea, Carmen Ștefania. Mergeam către Dorali, la un magazin care vinde mobilă și canapele. Pe Adriana sunat-o și anunțat-o un domn, nu-i dau numele, însă, din ce știu eu, omul este un fost securist. I-a transmis că Sepe a murit într-un restaurant, că s-a necat cu mâncare. Mai întâi, Adrianei nu i-a venit să creadă. I-a spus acelui om, nu cred așa ceva, e o știre falsă, un fake news. Apoi au sunat-o cel puțin 10 persoane din TV și din mass media scrisă și s-a confirmat știrea. La momentul acela, Adriana a suferit un șoc vizibil. Tremura, plângea și s-a albit la față. Cu toate scandalurile dintre ei, Adriana l-a iubit mereu și, în felul ei, pe Silviu Prigoană. Suntem prietene de peste 20 de ani și știu ce zic. Primul lucru pe care l-a făcut când a aflat că Silviu a murit, și-a sunat copiii și a întrebat dacă Silviu este acasă, iar copiii au spus, da, tata este în birou. Apoi Adriana le-a spus să-l caute prin casă. Copiii l-au căutat și au sunat-o înapoi pe Adriana, spunându-i că l-au căutat și nu-i acasă. Au urmat 10 de apeluri de la cunoscuții lor și de la oameni din presă. Ea le-a răspuns la toți și încerca să-și păstreze calmul. Apoi, când știrea s-a confirmat, i-a sunat din nou ca să le spună copiilor că merge după ei, să-i aducă acasă la ea. Ambii copii au răspuns la apelurile telefonice și vorbeau frumos cu mama lor. Principalul gând al Adrianei a fost să-și ia copiii, să-i îmbrățișeze și să-l plângă împreună pe tatăl lor. A sunat imediat pe avocata lui Prigoană. Avocata era deja în mașină, în drum spre locul decesului. Avocata lui Silviu Prigoană i-a spus Adrianei că are dreptul, prin lege, să-și ia copiii acasă, chiar din seara respectivă. La nici 2 ore după anunțul decesului, copiii Adrianei nu au mai răspuns la telefon. Apoi, Adriana Bahmuțianu a sunat la Conac și a aflat. Cu stupoare, de la cineva din interiorul casei, că nu are ce căuta acolo și că niciun copil nu pleacă din casa respectivă. Mulți o judecă și o ponegresc pe jurnalista Adriana Bahmuțianu, dar mulți uită sau pur și simplu ignoră faptul că jurnalista asta, în viața ei personală, este mama a 2 copii. Da, Adriana Bahmuțianu este o mamă care își iubește copiii și, după cum vedeți, se zbate din răsputeri ca să-și ia copiii acasă la ea. O mamă are tot dreptul să le fie alături copiilor săi. Dar dacă dictatorul din casa Prigoană îi reține pe copii, printr-o impresionantă forță manipulatorie, atunci decizia Adrianei este una chiar justă și bine ar face să se mute cu ei acolo, în casa fostului soț. Să ia micul dejun și cina cu ei, la aceeași masă, cumva să le stea pe creier ca un șurub,
ca o suliță în coastă, pe anumiți bărbați care scriu urât la adresa Adrianei Hai, mai că înțeleg, căci așa sunt unii, doar frustrați și misogini. Dar pe femeile, cu sau fără copii, și aici fac referire strict la acelea care o denigrează pe femeia asta. Pe acelea nu am cum să le înțeleg, înrucât, în opinia mea, ele vorbesc și scriu despre ele însele, nici de cum despre Adriana Bahnuțianu. Să nu uităm că o mamă rămâne pentru totdeauna, forever, siempre și în orice limbă mai vorbesc unele domnițe sfinte și pline de venin. Prin mama a curs viața către fiecare copil. Adriana are nevoie de susținere. Este mesajul transmis de Carmen Șerban. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.